Bine ne-am regăsit la momentul de recunoștință, la minutul de recunoștință. Azi mai târziu decât de obicei, fiindcă azi este weekend. Azi este weekend, m-am trezit dis de dimineață la ora 6 și mi-am dat seama din nou, am realizat că uh, nu este o zi de lucru. Nu am conference call și de aceea m-am culcat din nou și am dormit și m-am relaxat și m-am trezit undeva la 9 și jumătate. Uh, Intrând după aceea, întreabă. Mi-am mi -am făcut ora de sport, minutul de sport, am dansat salsa. După aceea, m-am apucat să gătesc, am făcut curățenie. Mi-am făcut. Eu nu beau cafea. De câțiva ani, de vreo 3-4 ani sau 5 ani, nu mai beau cafea zilnic. Îmi place cafea, îmi place aroma de cafea, dar nu prea, nu, nu, beau și câteodată când mai merg la un client sau când simt așa o aromă sau merg undeva, este un moment mai, mai special, îmi fac o cafea și azi a venit fiul meu în vizită și m-a rugat să-i fac o cafea și bineînțeles că n-am rezistat și mi-am făcut și o, o cafeluță mică, mică, mică pe care o savurez acum alături de voi. O să să îmi fac această cafea. De ce? Fiindcă la ora 4 intru într-o întâlnire, sunt într-un grup de prietene și avem o întâlnire pe Zoom, așa încât trebuie să fiu fresh. da? Haideți să vedem cum a fost cum a fost ziua de ieri a fost plină de recunoștință. Cred că a fost ziua cu cele mai multe cu cele mai multe feedback-uri. Am avut peste 46 de, de feedback-uri ceea ce înseamnă că uh, vă lăsați vă dați drumul. Aveți această dorință de a interacționa de a putea să împărtășiți și celorlalți din recunoștința voastră. Astăzi este nu știu dacă am spus este ziua de 11 deci 11 aprilie și este a 18-a zi, deci mai avem foarte, foarte puțin. A început numărătoarea inversă, cronometrul, până la ziua 21. Și aștept să-mi spuneți cum, cum se instaurează, cum simțiți acest moment de recunoștință al zilei. Și cum credeți că va fi după ce vor trece cele 21 de zile? În rest, mesajele voastre sunt foarte frumoase. Monica e recunoscătoare pentru fiecare zi din viața ei, pentru sănătatea ei, a copiilor, îngerilor, arhanghelilor, Aurelia e recunoscătoare acestui grup în care suntem, de unde am învățat foarte multe lucruri și... Uh, este efectiv bucuroasă că este alături de noi și noi îți mulțumim că ești alături de noi și ne ne susții prin aceste vibrații pozitive. Elena, Elena Băcaru e recunoscătoare timpului pe care l-a petrecut cu ea, în care are posibilitatea să-și descopere potențialul nelimitat pe care i-a fost teamă să-l folosească, crezând că nu pot, nu am, nu sunt, Dar foarte frumos, nu pot, nu am, nu sunt, da, vedeți, sunt niște tipare, niște tipare pe care încet, încet, avem șansa, dacă ne, ne rezervăm acest timp cu noi, avem șansa să le conștientizăm, să le descoperim, să vedem că nu ne aparțin și să le eliminăm din viața noastră. Maria, Maria Oprea, recunoscătoare primăverii pomilor, florilor, care oferă acest spectacol, într-adevăr, este foarte frumos, este foarte frumos afară, este cald, deja se simte, se simte primăvara așa, din plin, Emanuela Roșca e recunoscătoare că a reușit să gestioneze un, un potențial conflict între rude. Acum să fiți atenți, fiindcă toate aceste uh, discuții pot să escaladeze, deci lumea este mai nervoasă, oameni care uh, nu știu ce se întâmplă cu ei efectiv pot să le sară dar așa încât nu intrați, nu intrați în vibrațiile uh, acestor persoane, încercați să, să, să înțelegeți, să înțelegeți, să acceptați și să nu intrați, deci, să nu intrați în jocul lor, ca să spun așa, fiindcă asta este, ei au problemele lor și atunci noi nu trebuie să intrăm în problemele lor. Um, uh, Cristina, Cristina din Italia e recunoscătoare. Tot ce pe, pe, pentru tot ce o înconjoară, apă, pădure, soare, pământ, viețuitoare, cele uh, elementele, cele cinci elemente fără care nu am reușit să trăim pe această planetă, uh, Rodica, mulțumește că mare prietene, sunt, da, sunt aici alături de voi și eu vă mulțumesc încă o dată pentru toate, toate momentele. Mariana, draga mea, te pup din nou. Știi că ești, ești aici alături de mine. Marilena e recunoscătoare pentru cei care au ajutat-o în viață necondiționată. Apropo de acest lucru, chiar aș vrea să fac o scurtă paranteză. De câte ori facem lucruri sau îi ajutăm pe ceilalți este important să înțelegeți că nu trebuie să vă așteptați din partea lor neapărat la recunoștință, fiindcă universul, am spus, este atât de perfect încât nu oferă neapărat, nu vă oferă contrapartidă, da? el nu vă oferă contrapartidă prin persoana respectivă căreia i-ați făcut ceva, ați ajutat-o cu ceva necondiționat. Deci totul, totul se reglează la un alt nivel și tocmai aici intervine această, această problemă de, de control, faptul că noi nu controlăm, nu, chiar dacă dorim acest lucru sau simțim această nevoie, nu controlăm universul, așa încât uh, să fim recunoscătoare pentru cei care ne-au ajutat necondiționat, să nu ne simțim neapărat obligați, datori, să-i ajutăm și noi pe ei, fiindcă... Totul, totul se va rezolva într-un lanț, la un cu totul și cu totul alt nivel. Uh, Alina, Alina Mariană, recunoscătoare pentru ziua de ieri, cum a fost cu multe activități, pentru sufletul ei. Domnica, Domnica Secară ne-a ne scris chiar din, uh, din acel loc uh, uh, după 40 de. Deja este în a 40-a zi de carantină în Italia, la 10 km de locul unde a fost epicentru, ca să spun așa, coronavirus în Italia și e recunoscătoare tehnicii moderne telefonului, internetului care, care a ajutat-o. A ajutat-o în această perioadă. Suntem alături de tine, Domnica, și alături de toți cei care sunt în Italia. Da? Am clienți care sunt în Italia, persoane dragi, le salut cu această ocazie și noi toți de aici un gând, Haideți să, să trimitem un gând, un gând bun, un gând de armonie, de recunoștință, de iubire pentru, pentru ei. Uh... Magda e recunoscătoare pentru cărțile, filmele care o inspiră. Sper și eu să apuc și eu la acest weekend să vă mai uit la, la niște filme. Ele nu că e recunoscătoare pentru ușurința de a ierta evenimentele neplăcute din viața ei și foarte, foarte multe alte, alte uh, recunoștințe. Haideți să vedem azi, să vedem azi ce... Ce recunoștință sau către cine adresăm recunoștința, dar am uitat să nu uit să vedem, apropo de cărțile de tarot, am și scos aici. Astăzi știți că este acea zi specială. Am mai prezentat la ziua de, la ziua de 8, 8 aprilie, când avem două, două arcane. Avem arcana justiție și arcana forța. Ele s-au inversat în tarotul de Marsilia în tarotul Rider White față de tarotul de Marsilia, în tarotul de Marsilia inițial, justiția era cartea numărul 8 și forța era cartea, cartea numărul 11. În tarotul Rider White s-au schimbat lucrurile, forța este cartea numărul 8 și justiția este cartea numărul 11. Acum am vorbit la recunoștința zilei pentru data de 8, puteți să mai reveniți acolo, nu mai, nu mai revin iar cu semnificația acestor cărți, puteți azi să fiți cele două ipostaze, depinde cum vă simțiți, da? dar într-un fel ele sunt încemănate, am și, am și spus și rândul trecut, ele mă coabitează împreună. De ce? Fiindcă în clipa în care uh, am forța mea interioară, în clipa în care eu mă împământez, în clipa în care uh, mă conectez la identitatea mea, pot ca să fiu justă cu mine, da? să mă echilibrez, da? mă echilibrez și. Pot, să, pot ca să, să fiu justă cu mine și în același timp să fiu justă și cu, și cu ceilalți. Uh, și recunoștința zilei pe care eu am scris aici în, în caiețelul meu, acest caiețel o să rămână în legendă, da, deci în istorie. Uh, Astăzi sunt recunoscătoare acestui weekend care a mai rupt din ritmul agitat al săptămânii și care mi-a dat posibilitatea să mă organizez altfel, așa cum v-am și spus, astăzi este o zi, mi s-a părut foarte lungă, da, o zi foarte lungă, fiindcă am făcut foarte multe lucruri, am gătit, am făcut curățenie, am și mâncat, am făcut și cafea. dar viața, dar ritmul vieții a fost cu totul și cu totul azi. Și ca să putem să, să închidem această recunoștință a zilei, am ales un set de cărți foarte frumos, se numește Whispers of Love, șoaptele Iubirii. Uh de Angela Hartley este un set de cărți dintre prim, primele mele seturi de când am început să să învăț citirile acestea cu cu ungeraș Delia Mureșan primul meu mentor în în, această, în acest domeniu al liminației cu cărțile cu cu ungeraș ne-a dat să ne cumpărăm câteva seturi și acesta a fost cred că al doilea sau al treilea set de tarot pe care de cărți oracol pe care pe care l-am cumpărat. Nu am lucrat foarte, foarte des cu el, dar este, este un, set, un set foarte special. Uitați-vă cum arată. Da. E foarte prețios. Și haideți să vedem care este mesajul, mesajul pentru ziua de azi. Dar înainte de acest lucru să nu uităm, da? N-am uitat. <laughs> este aici lângă mine. Haideți să, să vedem. Și în această vibrație, el încă vibrează, dar nu s-a oprit. Nu știu dacă l-auziți. În această vibrație voi extrage acum această carte pentru, pentru ziua de azi. Haideți să vedem mesajul. Da, foarte, foarte emoționant acest mesaj. Mesajul este aici. Cartea este aici. Și spun această carte. Fii simplu acționează cu blândețe. Și spune aici că un simplu act de blândețe, de bunătate poate să te energizeze și să ne aducă fericire și să aducă fericire atât nouă, cât și celor din jurul nostru. Deci, cred că acesta este un alt mesaj, dacă ar fi pentru această perioadă pe care am trecut-o cu coronavirus. Cred că e un alt mesaj. Cred că am să adun cărțile care mi se par mie așa mai sugestive, să fac așa un ca un caleidoscop Cărțile Oracol și Coronavirus. da, Este o altă carte. Cum am fost acum în perioada aceasta? Am fost mult mai simpli decât de obicei. De fapt, am fost simpli. Nici măcar mult mai simpli. Am fost simpli. Am fost simpli. Am fost așa cum suntem. Am, am fost. În, în starea noastră de relaxare, fără, fără lucruri complicate, da? fără lucruri care să ne, să ne mănânce, să spun așa, din energie inutil, da? Și efectiv, parcă faptele acestea de blândețe, de, de bunătate, au fost mult mai dese decât înainte. Gândurile, chiar și acest moment de recunoștință, cred că face parte, face parte din, acest, din acest context al, al bunătății. Bunătate față de noi, față de sufletul nostru și bunătate față de ceilalți, față de, de persoanele din grupul nostru, cei care ne însoțim cu care relaționăm, să spun așa, suntem în contact zi de zi, cei care ne citesc, citesc aceste recunoștințe, dar nu au încă curajul să-și exprime și ei recunoștința lor sau poate nu doresc, vor să fie mai, mai secret sau mai, mai intim, dar este și acesta un act, un simplu act de bunătate. Deci, ce mesaj mai, mai frumos puteam să primim azi, în această zi de weekend? Ne așteaptă două zile de relaxare. Relaxați-vă, încercați să vă, să vă deconectați de ce ați făcut în cursul săptămânii și noi ne revedem. Mâine, la recunoștință, la momentul de recunoștință pentru ziua de mâine. Aștept mesajele voastre, aștept momentul de recunoștință pentru, pentru ziua de azi, aștept comentariile voastre și sunt totodată recunoscătoare pentru că sunteți, pentru că sunteți existați aici, alături de mine. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc să aveți o zi binecuvântată! Noi ne revedem pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook lumistarlight astrologii și aici pe canalul de YouTube, unde dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, apăsați butonul Subscribe și sau faceți share la filmările noastre, vă așteptăm aici alături de noi, evoluați, creșteți, comunicați și uh, uh, vedeți lumea, descoperiți poate o altă lume alături de noi toate cele bune și o zi minunată!